Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Live. Alături de mine astăzi l-am drept invitat pe domnul Daniel Ioniță, candidatul singurului partid local Prahova Națiune la primăria Câmpina. Bun găsit, domnule Ioniță! Bine v-am găsit! L-am invitat în dublă calitate, atât de candidat la primăria Câmpina, cât și pentru povestea de viață pe care o are domnul Ioniță. Este o emisiune de promovare, însă ceea ce o să ascultăm împreună, am discutat înainte de emisiune, corespunde exact portretului de personaj pentru care se aplică cel mai bine slogan, dacă pot să-i spun așa, Viața bate filmul. Așadar, domnule Ioniță, dacă ne puteți spune ce s-a întâmplat din 1989 cu dumneavoastră, pentru că atunci a fost un episod marcant pentru toată lumea, însă pentru dumneavoastră a reprezentat un moment cu totul și cu totul special. Da, ce pot să vă spun e că în 1989 eram student la automatizări și calculatoare în București și am participat în mod activ la Revoluție. Am fost din cei din linia întâi, cei care pot spune că s-au luptat într-adevăr pentru democrație, care au ieșit în stradă fără să aibă niciun fel de interes și care voreau un singur lucru, să dărâme regimul Ceaușescu. Deci, dumneavoastră ați fost practic în stradă, în București, în piața Universității, alături de ceilalți manifestați. Câți ani aveați atunci? Păi, vă dați seama că dacă sunt născut în 67, în 89, aveam 22 de ani. Era o vârstă frumoasă, era o vârstă, pot să vă spun și acum, îmi aduc aminte cu plăcere de acele momente, cu toate că pot spune că eram atât de entuziasmat ca și astăzi, când vorbesc de acele momente, pentru că pentru noi era o revoluție, chiar a fost o revoluție. Pentru tineri, revoluția a însemnat ceva. Bun, ați pățit ceva atunci în acele momente tragice pentru mulți, din păcate? Da, pot spune că pe 21 n-am fost, pe 21 eram acasă, am observat ce s-a întâmplat cu Ceaușescu de la televizor. Pe 22 dimineața, 21 seara am plecat la București, pe 22 dimineața am plecat pe stradă. Am zis vreau să văd ce s-a întâmplat. Bineînțeles că se curățase Piața Unirii, nu mai erau urme de sânge, dar am intrat în rând cu ceilalți manifestanți și am ajuns în prima linie. Efectiv, cei care eram față în față cu polițiștii. Ei, am mers așa până la fostul comitet central. Acolo tot în prima linie am fost. L-am văzut la etaj pe Ceaușescu, care a venit să ne spună el câteva cuvinte, că mărește alocația și mărește salariul și nu mai știu ce. Oamenii au început să preseze foarte tare să putem intra. N-am reușit să intrăm așa cu una, cu două, ci a trebuit să escaladăm puțin pe acolo, să mai spargem vreo două geamuri, mă rog, unde au spart geamurile. Noi până la urmă am reușit să intrăm. Și ce am făcut, m-am gândit primul lucru, domnule, eu vreau să pun mâna pe Ceaușescu. Nu știu ce vreți voi, dar eu pe ăsta trebuie să-l prind. Și am început să alerg pe scări. Nu știu să vă spun nici în ziua de astăzi cum am ajuns, pentru că eram primul, adică nu mai era nimeni după mine, că m-am dus după cineva. Și am ajuns la etajul 7, unde decola elicopterul. Și m-am trezit față în față la 20 de metri cu Ceaușescu. El urca în elicopter și cu soția și în spatele lui erau doi oameni de la securitate cu armele îndreptate către noi. N-am reușit să fac nimic, că eu n-aveam nicio armă, n-aveam nimic, eram cu câțiva alți colegi după mine. Și până la urmă am vorbit cu ei, elicopterul a decolat și le-am spus, băi, o să omorâți pe mine, încă 1, 2, 3, 5, 7, dar la un moment dat va veni vremea să mai vină cineva din spate și atunci vă dați seama că vă aruncă și pe voi de la etaj, de la etaj, și așa s-ar putea să nu scăpați, așa că mai bine lăsați armele jos să negociem. Da. I-am luat și de acolo a început toată povestea. Am rămas în Comitetul Central, alături de mulți alți tineri, am încercat să apărăm democrația și cred că am reușit să o facem până pe data de 26. Pe data de 26 am fost, de fapt, până pe data de 26 am stat în Comitetul Central. Însă pe data de 23 spre 24 am fost rănit în cadrul luptelor care erau la momentul respectiv în Nebunia Comitetul Central. respectivă, în Nebunia care nimeni nu respectivă. știa cine Cine trage, trage? teroriștii, armata, de Într-o tătă. seară, ca să vă spun și cum am fost împușcat, într-o seară stăteam la geamul unei ferestre, la un etaj și păzeam cât puteam noi clădirea. Lângă mine a fost, era un, deci eram un geam puțin mai mărișor așa, erau, într-o parte stătea un militar și într-o parte stăteam eu. Militarul care stătea în stânga mea a fost împușcat prin geam. Eu i-am luat casca, și mi-am pus și eu casca lui pe cap, că zic, hai, dacă l-am pușcat pe ăsta, măcar să scap eu. Na.
Și la 10 minute a tras și mine, a spart casca militarului, am avut noroc că am avut casca militarului și mi-a intrat un glonț fix aici. N-am știut nimic, am dat casca jos, mi s-a părut că n-am nimic și am continuat să fiu acolo în, foi, da. În focul luptei. La un moment dat a venit unul dintre colegi și mi-a zis, zice, te rog frumos, du-te până la baie și spală-te pe, că nu cred că e bine să te vezi. Când am ajuns la baie, fața mea era până cu sânge, deci nu mai se vedea absolut nimic, aveam da. Sânge peste tot, nu simțeam nimic. Și am plecat la spitalul din București. Nici acum nu mi-aduc aminte cum a fost drumul până acolo. Atât pot să vă spun că m-a luat o mașină, m-a dus până acolo, m-au cusut, mi-a făcut un badaj în jurul capului și m-am întors. Deci din fericire faptul că a purtat cască v-a salvat viața, nu? Pentru exact. Că rana nu a fost... Da, mi-au scos o bucată de glonț, dar scris superficial și că am avut noroc că practic glonțul a fost... Puterea glonței a fost atenuată de cască. Bun. Acesta a fost episodul de la Revoluție. Ați solicitat, ați primit certificat de revoluționar? Nu, pentru că nu pentru asta m-am dus acolo. N-am solicitat și nu o să solicit niciodată pentru faptele pe care le face un om și asumă momentul în care se duce. Nu se duce. Dacă mergeam să obțin un certificat, m-aș fi dus altfel. Eu m-am dus să dau jos pe Ceaușescu. Am rezolvat. Mă rog, am fost între cei, nu știu, câteva mii de persoane care au făcut chestia asta. Nu vreau și nu aștept nici măcar acum. Nici măcar acum. Nu, nici măcar pentru acum. Pentru că noi astăzi fiind îndreptățiți față de revoluționarii lui Iliescu, da, cei făcuți pe bandă rulantă, știm cu toți cum, chiar să primiți un astfel de document, neapărat pentru avantajele financiare, ci pur și simplu nici pentru măcar, meritele respective. Să vă spun un lucru, nu m-a interesat nici măcar, deși mi-au propus foarte mult să mă duc la televiziunea națională și să povestesc, să spun și am spus pentru ce, nu vreau să fac publicitate, nu ăsta este scopul, nu de asta m-am dus în Revoluție, m-am dus în Revoluție ca să îmi dăt un regim. Am reușit. Bun, după Revoluție, era student, ce s-a întâmplat? Ce traiectorie a luat viața dumneavoastră? Păi a fost destul de complicată traiectoria mea, pentru că în 26 decembrie, am fost membru fondator al Partidului Democrat, primul partid cu adevărat după Revoluție creat de cei care am fost în Comitetul Central. În momentul în care pe 26 au venit trupele USLA, ne-au dat afară din Comitetul Central și ne-au spus că să ne mergem pe la casele noastre, că de acolo încolo preiau ei activitatea. Bineînțeles că am făcut un pas în spate, m-am dus acasă, am zis de ce să-i mai deranjăm pe oameni pe aici, că poate au treabă ei să, erau, să da, preia conducerea. Erau la butoane. Da, noi ne făcusem treaba. Am rămas, bineînțeles, în continuare activ și ca student. Am fost președintele Ligii Studenților la Facultatea de Automatică. Unul dintre golanii, ca să spunem așa, din piața universității alături de Marian Munteanu. Bineînțeles că mai au venit minerii peste noi și ne-au făcut, cum ne-au făcut, știți foarte bine. În luna iulie am avut o discuție cu cei de la Ambasada Franței și am reușit ca în luna mai să plecăm cu 300 de studenți din România la Paris. Am făcut un schimb de experiență cu studenții de acolo, ne-au găsit foarte bine acasă la ei, adică în familie. A fost foarte, foarte un eveniment extraordinar de frumos. Am avut o întâlnire chiar cu domnul Mitterrand, i-am explicat care e situația din România, mi-a spus foarte clar că sunt probleme interne și că dânsul nu are cum să ajute, totuși politica internă a României, și că am spus, domnule, dar mineria, dar știți, uite ce s-a întâmplat, rezolvați-o la dumneavoastră, noi nu avem ce face altceva. Lucrurile au degenerat, când m-am întors, securitatea aflase de ce am plecat și ce am vorbit și tot ce s-a făcut acolo, și am început să fiu urmărit. Și am fost urmărit până în septembrie. În septembrie stăteam undeva în drumul Taberei, în București. Am fost contactat de o persoană de la securitate care mi-a spus că dacă mai vreau să trăiesc, să-mi găsesc alt drum în viață. Și am înțeles clar că trebuie să plec din țară. Vorbeam de anul 1990, adică... 1990, exact. Imediat Ceaușescu, să spun, dispăruse din peisaj și totuși structurile de securitate ale statului erau aceleași. Funcționau fără nicio problemă. Am fost chemat la secția la 21 de câteva ori, secția de poliție 21 din capitală, fără să mi se ia decât, erau niște interviuri din astea cu niște persoane, ce ați declarat, ați fost plecat, ce ați făcut, niciodată n-am semnat niciun proces verbal, niciodată pur și simplu mă chemau, mă interogau vreo oră, pe care mă lăsau să plec acasă. Asta a dat de bune și frumoase, numai că în septembrie, vă spun că am avut această discuție cu cel de la securitate, care mi-a spus, nu-ți mai dau o săptămână să mai trăiești, adică vezi cum faci. Da. M-am și-a depus candidatura pentru viză, să plec în Franța și în Belgia. În Franța fusesem plecat, exista șanse să-mi dea viză, numai că mi-au spus că mi-o dau peste două săptămâni. Mie mi-a fost atât frică, încât am zis, prima țară care îmi dă voie să plec din țară, plec că mie că nu mai prind. Da, da, da.
Și prima țară a fost Belgia. Bineînțeles că am ajuns în Belgia, mi-au dat viză, am ajuns în Belgia ca turist. M-am dus prima dată și am declarat tot ce știu la oficiul de străini. Din momentul ăla mi-au spus, dumneata ești un caz de... un caz deosebit, nu ești un caz de azilant economic, ci ai un azil politic, pentru că le-am explicat, am făcut. Au luat legătura și cu cei din Franța, să vadă că într-adevăr fusesem să verifice. Și dosarul meu a devenit dosar de referință pentru, la Ministerul de Justiție, pentru cei care au cerut azil politic în Belgia. Și practic ați obținut azil politic. Da, dintre puținii români care au obținut azil politic după 90. Bun, ce s-a întâmplat apoi? Bănuiesc că ați încercat să vă refaceți viața, chiar dacă era tânăr, să spunem, da? În Belgia, cunoșteați limba, nu știu, cât de greu v-a fost să vă acomodați? Vă spun că mi-a fost foarte greu pentru că, în primul rând, a fost departe de părinți și departe de țară. Și lucrul ăsta pot să vă spun pentru cei care, nu știu, eu sunt foarte patriot. Țin foarte mult la oameni și, în general, țin la țara în care m-am născut și țin la locurile. Aici sunt în Câmpina, nu sunt în altă parte. Asta mi-a lipsit cel mai mult. Nu m-a deranjat faptul că munceam mai mult, nu m-a deranjat faptul că mă considerau întotdeauna un străin, nu eram omul lor, eram de afară. Dar mi-am făcut un rost în viață. După 9 ani și ceva, aproape 10 ani de stat în Belgia, am reușit să ajung la un nivel, zic eu, destul de bun. În domeniul bancar. Am căsătorit, soția a dat naștere unui copil, o fetiță de 2 ani și 9 luni când am plecat din Belgia. De ce v-ați întors în România? Din două motive. Unu, pentru că părinții mei aveau vârstă, tatăl meu făcuse deja de 3 ori infart și cineva trebuia să aibă grijă de el. Ca să spun că eu, în momentul în care am plecat în 90, am plecat cu fratele meu, care cu 7 ani jumate mai mare ca mine, am plecat amândoi. El, la momentul respectiv, în 90, era șeful redacției la Radio Contact. Și el a avut și el niște probleme similare cu ale mele, da, pentru că am fost împreună. Și atunci am zis, păi, nu are rost că dacă nu mă omoră pe mine, te omoră pe tine și totul n-am făcut. Hai să plecăm împreună. Și am plecat împreună. El se căsătorise deja în România, a plecat cu soția lui, eu am plecat singur. Vă dați seama că viața noastră s-a despărțit odată ajuns acolo. El a trebuit să-și urmeze, să fie cu soția, să aibă un loc de muncă, să stea împreună. Eu a trebuit să-mi găsesc pe cineva, că singur nu puteam sta, era foarte greu, foarte, foarte greu. Și când vă spun că cine pleacă singur în străinătate, nu că am fost eu foarte curajos, dar e într-adevăr foarte greu să te descurci. Cu atât mai mult ar trebui să privim pe cei românii care, din păcate, de unii de aici, de acasă, sunt considerați un fel de paria, lăsați-mă cu diaspora și așa mai departe, trebuie să înțeleagă că doar dacă trăiești momentele acelea dificile, îți dai seama cât de important este să fii cu familia în locurile natale în care ai copilărit, în care ai crescut, în care te-ai maturizat și să privești altfel lucrurile decât, din păcate, o fac mulți dintre noi. Da, pentru asta pot să vă spun că eu înțeleg foarte bine pe cei de afară și vă spun de ce înțeleg. Pentru că am trecut și eu pe acolo. Am mâncat pâinea de cetățean român stabilit în străinătate. E foarte greu. Oamenii te consideră întotdeauna, nu numai că ești străin, dar tu ești mai din lumea a treia, așa, te plătim mai prost, să te muncim cât se poate de mult. Chiar dacă dumneavoastră aveați o activitate în sistemul bancar, adică mă gândesc că nu erați un muncitor necalificat. Deci știți că eram șef de serviciu și eram plătit la jumătate cât erau plătiți colegii mei. Frustrant. Da. Mai ales pentru un tânăr care își temeiasă o familie și care avea nevoie efectiv de bani. Nu era ușor. Bun, ce s-a întâmplat când ați revenit acasă? Dumneavoastră sunteți din Câmpina, nu? Da, ați revenit în Câmpina să aveți grijă de părinți? De părinți. Ați luat-o practic de la zero, adică a trebuit să... A doua oară am luat-o de la zero, da. Deci am lăsat tot ce am avut în Belgia, am venit cu un camion cu lucrurile pe care le strânsesem în cei 10 ani. Repet, în momentul în care muncești cinstit, nu prea poți să strângi foarte mulți bani și mi-am cumpărat și câteva lucruri și am venit cu ele. Și am venit cu o sumă relativ mică de bani cu care am demarat construirea unei case și o afacere. Sunt IT-ist, asta am făcut și în Belgia, asta am făcut și în România, am demarat o societate de IT pe care o conduc de mai bine de 20 de ani. Am avut și am în continuare proiecte cu foarte multe firme și în special cu firme de afară. Am și cu firme din România, dar în mare parte cu firme din afară. De ce? Pentru că oamenii de afară vor, apropo de firme, vor seriozitate. Deci țin foarte mult la seriozitate și am societăți care lucrez de 20 de ani și care nu au schimbat furnizorul de servicii pentru că au încredere. Bun, domnul Ioniță, aveți un business, aveți o familie... Dumneavoastră aveți și o experiență, să spunem, administrativă, două mandate de consilier local în Câmpina.
Prima întrebare este de ce un antreprenor care a trecut prin atâtea s-a murdărit cu ghilimele de rigoare în zona asta politică? Pentru că am un copil care are 23 de ani. Apropo de el, sunt tare mândru de copilul pe care l-am. Anul ăsta a terminat șef de promoție la comunicare la SNSP în București. Felicitări! Ce să vă spun? Și vreau să mă pot uita în ochii copilului meu să-i spun, n-am trăit degeaba. Și ați vrut, practic, să intrați în zona asta de administrație publică, da? Făcând ceva pentru comunitate. Da. Bun. După două mandate, puteți da exemplu de un proiect care a trecut sau nu a trecut, la care țineți foarte mult? Deci am și proiecte care au trecut, am și proiecte care nu au trecut, din păcate. Și din păcate vă spun de ce, pentru că politicul se bagă foarte tare pe partea de administrație. Eu îmi doresc să candidez la funcția de primar pentru a deveni primarul localității și nu primarul politic al localității, ci administrator. Un administrator, ca și la o firmă, ce face? Administrează lucrurile astfel încât să existe un echilibru între venituri și cheltuieli. Asta o spun pentru că foarte puțini oameni au înțeles că pentru a ajunge într-un loc de primar, în primul rând ai nevoie de două lucruri, să fii un bun manager și să o demonstrezi. Eu zic că am demonstrat-o timp de 20 de ani pe banii mei, ca apoi societatea să-ți dea posibilitatea să o demonstrezi pe banii statului, adică pe banii cetățenilor. E greu să cred atâta timp cât n-ai gestionat o afacere și niște oameni. Am avut în Belgia peste 400 de oameni pe care i-am manageruit. Mi este foarte greu să cred că cineva care n-a făcut chestia asta o poate face într-o primărie să gestioneze banii care nu sunt ai lui. Mai mult decât atât, banii din primărie sunt bani care trebuie doar să-i cheltuiești. Foarte puțin primar se gândesc că un primar are în primul rând obligația de a aduce venituri, nu de a cheltui banii. Da, asta e cel mai ușor. Deci am un copil care a terminat clasa 7-a și îi spun, uite, ăștia-s banii, cheltuie, se duce la magazine și e rezolvat. Da. Nu, haideți să vedem cum facem să facem bani. Și ăsta este motivul pentru care, nu numai în Câmpina, în foarte multe localități din țară, nu s-a putut face, vrem orașe ca afară, vrem orașe europene. Da, dar cu bani europeni. Nu putem cu banii noștri, că n-avem de unde. Da. Avem și contraexemple. Avem Ciugudul, avem Oradea, avem Clujul, avem Timișoara. Sunt localități care au înțeles și care au accesat fonduri europene și care acum sunt la un alt nivel. Asta vă doriți și dumneavoastră? Bineînțeles. Să nu vă rezumați la bugetul Câmpinei, care, deși este municipiu, bănuiesc că, din punct de vedere al veniturilor, nu poate susține o politică de investiții în comunitate puternică, nu? Bineînțeles. Și cred că și atragerea unor firme în zonă, astfel încât, eu știu, veniturile acestea la bugetul local să crească. Eu vă întreb dacă, ok, din punct de vedere economic aveți pregătirea și experiența necesară, dar din punct de vedere al administrației publice? Având două mandate de consilier local și să revin la ce m-ați întrebat, de fapt cu proiectele finalizate și cu cele nefinalizate, proiecte finalizate, să spun numai din ultimul mandat, un teren multifuncțional care practic s-a născut din nimic, un teren pe asfalt și nu s-a întâmplat nimic pe el. Acum a devenit un teren multifuncțional. Avem clubul școlar, clubul municipal, unde se desfășoară activitatea, o sumedenie de copii pentru handbal și pentru basket. A fost proiectul meu, toată lumea m-a combătut, foarte mulți consilieri, până la urmă au fost de acord să-l facem mai mulți, că așa funcționează politica. Exact. E proiectul tău, dar dacă îl semnăm cu toți, atunci votăm. Iar un al doilea proiect a fost introducerea pe lista localităților din țară a localității Câmpina ca și beneficiar a unui voucher de 15.000 de euro pentru instalarea 10 puncte de Wi-Fi gratuit în Câmpina. O să-mi spuneți, păi s-a mai întâmplat și în alte părți. Știu, numai că dacă nu eram și nu insistam și nu băteam pe la toate ușile și nu mă rugam de multe persoane, lucrul ăsta nu se făcea. O să-mi ziceți și pentru 10 puncte de Wi-Fi ce sunt. Păi 10 puncte Wi-Fi, în primul rând, unul e la primărie, unul e la direcție economică, pe bulevard, în centru, adică sunt câteva puncte în care mă doare în schimb altceva, că nu s-a făcut publicitatea. Trebuie să vin eu în presă să spun, domne, există, sunt de câteva luni de zile, da. Ce facem? Așteptăm să tăiem panglica de alegeri ca să spunem oamenilor că le-am rezolvat ceva, dar cu 6 luni. Da. E păcat. Românește, din păcate. Da, politic. Da. Bun, din punct de vedere administrativ, aveți cursuri care să vă recomande, cum spuneam? Deci, în afară de cei 8 ani, bineînțeles, în afară de ce am 8 ani de consilier local, în care am fost consilier local, anul trecut am terminat facultatea de administrație publică la Universitatea de Petrol Gaze din Ploiești, cursurile la zi,
Adică n-am făcut la fără frecvență. Și la nici la privat. Și nici la privat, da. N-am făcut la stat. Am avut una dintre cele mai bune medii, inclusiv la lucrarea de licență. Și bănesc că unul dintre cei mai vârstnici studenți, nu? Mai erau un primar dintr-o localitate la care n-avea studii. Eu am făcut a doua facultate. Da, pentru mine a reprezentat, practic, eu am încerc să demonstrez și mai ales să demonstrez tinerilor că e momentul să se implice. Și că nu poți să te implici, și o spun acum cu părere de rău, că suntem la 30 de ani de la Revoluție și dacă o să hotărască câmpinenii să mă aleagă în postura de primar, o să avem primul primar cu studii în domeniul activității sale. Că până acum am avut ingineri, am avut de toate. Profesori, da, dar hai să avem și unul care a făcut studii în domeniu, adică totuși administrație publică. Anul ăsta am terminat anul întâi, urmez anul 2, masterul de administrație publică și integrare europeană. De ce? Pentru că lucrurile așa se fac, așa trebuie făcute. Bun, întrebare. Ce ați schimba în momentul în care ați devenit primar? Prima măsură pe care ați luat-o cu impact în comunitate, nu doar în aparatul, să spunem, tehnic al primăriei. Acum să știți un lucru, că lucrurile, din păcate, lucrurile nu se pot face decât împreună cu oamenii și împreună cu echipa. Eu o să strâng lângă mine toți angajații primăriei și o să-i rog frumos să înțeleagă că dacă nu vor să se schimbe, n-o să avem o muncă de calitate. Nu o să putem da calitate. Pentru că până la urmă cetățeanul ce-i interesat? De banii pe care îi plătește să obțină un serviciu de calitate. Corect. Ca să obțină un serviciu de calitate, trebuie ca cel care e în spatele ghișeului să înțeleagă că problemele lui se termină în momentul în care a intrat la serviciu, iar dacă are probleme personale, oricând ușa mea va fi deschisă și o să încercăm să găsim rezolvarea problemelor personale, astfel încât cetățeanul să nu simtă că el are o problemă. Pentru că sunt într-adevăr multe persoane care au probleme în primărie. Dar dacă n-ai nimeni să le asculte, e foarte greu să îi găsești omului rezolvarea problemei. N-are problema rezolvată, rămâne în continuare încordat și automat se vede în relația cu cetățeanul. Alt lucru foarte important, apropo de primul lucru pe care îl face, eu voi sista tot ceea ce înseamnă birocrația la nivelul relației cu primar. Nu voi da niciodată audiențe la primărie. Audiențele mele se vor ține la locul faptei. Adică omul are o problemă. Dom'le, mă duc eu la el să văd care e problema lui. Nu l-aștept pe el să vină la mine, îl pun cu un registru și îl primesc după 3 luni. Că poate omul nici mai are problema aia după 3 luni. O să am un sistem foarte bine pus la punct cu tineri care vor prelua problemele, iar acolo unde nu voi putea da, nu o să mă pot deplasa dacă sunt 400 de probleme într-o zi, nu o să mă pot deplasa în cele 400 de locuri, voi trimite reprezentantul primarului, pentru că până la urmă reprezentantul primarului asta trebuie să facă, să culeagă informațiile, să vină cu problemele și să meargă înapoi cu soluții. Nici o soluție, nici o problemă nu va rămâne nerezolvată. Veniți după un primar, cred că 3 mandate, dacă nu mă 3 dacă nu 4, 3 sau 2 4, de viceprimar. Da, exact. Ce ați reproșa celui care a ocupat până acum funcția și care trebuie să spunem că nu va mai candida la alegerile din 27 septembrie? Eu am învățat de la părinții mei un lucru. Nu-mi place să-i critic pe alții, nu-mi place să vorbesc și înainte de toate eu spun că vreau să pun faptele și nu vorbele. Nu vreau să critic pe nimeni. Eu vreau să demonstrez că putem face și altfel. Și atunci să judece oamenii singuri dacă metodele mele sunt mai bune decât metodele care au fost aplicate înainte și dacă rezultatele sunt mai bune. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. A trecut foarte repede. Recunosc că aveți o poveste de viață mai mult decât captivantă. Încă o dată vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Înainte să încheiem, aș vrea totuși să vă întreb, văd sigla partidului din partea căruia candidați. Este singurul partid local, să spunem, vorbim de Prahova în Acțiune. De ce ați ales acest partid și nu altele unde, din punct de vedere al votului politic, ați fi avut mult mai mult de câștigat decât un partid nou? De ce un partid nou? Pot să vă spun că eu n-am fost decât la un singur partid până acum, la Partidul Liberal. De la Partidul Liberal, practic, am trecut la Aripa, al de Aripa domnului Tăricianu, fiind tot un partid liberal. Numai că mi-am dat seama, la un moment dat, că partidele mari înseamnă și se întâmplă la un partid mare ce s-a întâmplat și astăzi cu primarul de la Câmpina, să hotărască destinul unui om. Nu contează că ești bun, nu contează că poate ai făcut sau n-ai făcut ceva, partidul hotărăște în interes propriu. Eu mi-am dorit să, în primul rând, să fac administrație și nu politică. De asta am ales Partidul Prahova în Acțiune, care vine din organizația, din ONG-ul Prahova în Acțiune.
practic, partidul a luat naștere datorită cererilor, să spun așa, ale oamenilor care au spus, dom'le, dar implicați-vă în partea politică. Și atunci mi s-a părut cel mai interesant proiect. Eu am vrut să mă las, deci în decembrie am vrut să mă las. Am și demisionat din funcția de consilier local, sunt printre puținii consilieri locali care au renunțat de bună voie la mandat. Da. Toată lumea mi-a spus, păi duceți-vă mandatul până la final. Nu, domnule, eu nu vă mai reprezint. În momentul ce m-am înscris în alt partid, legea spune că de fapt sunt acolo, nu mai sunt aici. Dacă nu mai sunt aici, las pe altcineva în locul meu. E, întâmplător, în Câmpina, toți membrii partidului ALDE, unde am fost eu, au trecut la Prahova în acțiune. Toți. Nu mai este nicio persoană, nici pe lista de consilieri, nici la supleanți, la niciun fel. Așadar, aveți o echipă în spate, da? O echipă mare, toată echipa care a fost de 8 ani de zile în spatele meu, oamenii sunt lângă mine și înainte să fac pasul ăsta, i-am întrebat. Vreți să facem împreună pasul ăsta? Pentru că singur știți cum e, ești la luptă, dar e bine să... Și toți colegii mi-au spus, suntem alături de dumneavoastră. Da, domnul Ioniță, vă mulțumesc. Vă doresc succes în alegerile din 27 septembrie, succes în continuare. Cu dumneavoastră mă revăd cel mai probabil săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune.